Parcul Național Retezat este mereu surprinzător cu atât mai mult în perioada de toamnă, când paleta de culori este spectaculoasă, iar animalele se pregătesc de sezonul rece. Zilele trecute, două ciute au defilat grațioase în fața camerelor video de monitorizare a faunei, mângâiate de razele soarelui. Dacă zilele trecute reprezentanții Parcului Național Rezezat au postat pe pagina de Facebook imagini cu cerbi în perioada boncănitului și mistreți care se bălăcesc, acum a venit rândul grațioaselor ciute să își etaleze frumusețea în fața camerelor de monitorizare a faunei. Toamna în septembrie și octombrie pădurile răsună de răgetul puternic al cerbului care devine acum stăpânul pădurii, iar competiția pentru atragerea femelelor este acerbă. Doar cel cel mai puternic va avea onoarea de a deveni partenerul ales al Ciutei. Un exemplar superb de cerb a fost surprins de către camerele de monitorizare fauna amplasate în Parcul Național Retezat în perioada Boncănitului. Misiunea administrației Parcului Național Retezat este de a gestiona și conserva parcul ca un loc unde natura să-și urmeze cursul firesc, ale cărui valori să fie recunoscute de publicul larg, localnici și oameni de știință, de turiștii responsabili sunt bineveniți, iar utilizarea durabilă a resurselor naturale este reglementată. Parcul Național Retezat este unul dintre cele 22 de parcuri naționale și naturale administrate de Regia Națională a Pădurilor Romsilva.